Ne dorim din toată inima ca jertfa mulțumirii noastre să ardă pe altarul lui Dumnezeu neîncetat. E atât de mare nevoie să fim foarte atenți ca această jertfă a mulțumirii să nu înceteze niciodată. Vreau să vă rețin atenția preț de câteva minute și apoi la finalul mesajului meu vreau să cântăm o cântare frumoasă. O cântare care spune atât de duios: Doamne, bunătatea Ta îmi cuprinde inima și mă face fericit, Domnul meu iubit. De cu zori până în apus, numai harul Tău, Iisus, îmi inundă inima și viața mea. Spune prima strofă acestei cântări. Mai apoi toată cântarea are un mesaj atât de profund pe care vrem să-l cântăm în această dimineață înaintea Domnului, dar până atunci permiteți-mi, preț de câteva momente, să vă rețin atenția în jurul aceluiași subiect, și anume a mulțumirii pe care noi trebuie să o arătăm înaintea lui Dumnezeu. Ceea ce noi facem atunci când educăm copiii noștri, printre primele lucruri pe care îi învățăm sunt următoarele: să salute și să știe să mulțumească. Orice părinte își ia copilul și îl învață să salute. Ăsta e un aspect foarte important, să-l înveți pe copilul tău să salute. Apoi, învățăm pe copiii noștri să mulțumească pentru tot ceea ce primesc, pentru tot ceea ce li se oferă, și în felul acesta spunem noi, facem o educație bună. Noi, ca și oamenii lui Dumnezeu, ca și copiii lui Dumnezeu, trebuie să fim educați în sensul acesta, la fel de puternic cum vrem noi să ne fie copiii educați. Și anume, în fiecare dimineață când ne trezim, noi ceea ce trebuie să facem, dacă îmi permiteți exprimarea, este să-L salutăm pe Dumnezeul care ne-a mai dat viață, să ne înălțăm glasul către acest Dumnezeu și să-L binecuvântăm pe El. Dacă vreți, e salutul nostru de dimineață. Că la un moment dat poate unii își încep ziua, dacă dumneavoastră ați avea la locul de muncă câte un coleg care intră acolo unde munciți și nu zice nimic, cu capul plecat sau morocănos, prima reacție a dumneavoastră la un moment dat ar fi: bă, tu nu știi să saluți? Vă imaginați pe Dumnezeu că la un moment dat când cineva se ridică din pat și pleacă așa ca și glonțul și uită să-L salute pe Dumnezeu, ar mai striga Dumnezeu din cer și ar spune: oameni buni, voi nu știți să salutați? Dar dincolo de asta, dragii mei, mai e mulțumirea pe care noi ca și oameni trebuie să o arătăm. Atunci când îi dai copilului tău o ciocolată, o bomboană, când cineva îi oferă ceva, te simți atât de bine ca și părinte când îl auzi pe ăla mic, cât de mic ar fi el, poate știe doar să articuleze câteva cuvinte și într-un mod pocit știe să spună un simplu mulțumesc. În inima ta de părinte, parcă ceva crește și spui: bă, uite-l pe-a meu, ăsta e al meu. Când ăla mic știe, repet, într-un mod pocit poate și greu de înțeles, că încă nu exprimă corect cuvintele, dar știe să spună mulțumesc. Ba mai mult de atât, când parcă acel mulțumesc e din abundență, când e din abundență, niciodată nu o să îi spui: gata, e prea mult mulțumesc, gata, ajunge, e prea mult mulțumesc. Noi la un moment dat, ca și părinți, când un copil cere prea mult, când un copil e foarte pornit în a cere, în a cere și din nou în a cere, suntem foarte predispuși să-i spunem: gata că ai cerut destul, gata, ai cerut destul. Dar niciodată nu o să le spunem copiilor noștri: ai mulțumit îndeajuns, oprește-te. Așadar, jertfa aceasta a mulțumirii trebuie să continue și să ardă pe altarul lui Dumnezeu și în dreptul nostru în fiecare zi și în permanență. Și ba mai mult de atât, atunci când un copil parcă izbucnește în mulțumire și îl vezi că radiază și în fiecare zi și în fiecare moment are acea atitudine plină de mulțumire față de părintele care știe să se comporte frumos, care îi dăruiește, care îi dă, care îi poartă de grijă, și copilul are așa o atitudine care îl vezi atât de mulțumit, îl vezi atât de mulțumitor, viața lui e o explozie a mulțumirii înaintea unui părinte care îi poartă de grijă. Aceeași stare și sentiment l-a avut și omul lui Dumnezeu David când a scris la un moment dat Psalmul 26. Și în Psalmul 26 cu versetul 7 David spune așa: Doamne, știi ce vreau?
ca să izbucnesc în mulțumiri și să istorisesc toate minunile tale. Și vine David și spune: Doamne, vreau și eu, și dacă îmi permiteți, să mai folosesc cuvântul așa al vremurilor noastre, mai ales că trăim într-o vreme plină de explozii. O, să explodez în mulțumire, să izbucnesc în mulțumire, adică să fiu o expansiune puternică, ceva dintr-o dată, întotdeauna, ca numele lui Dumnezeu să fie glorificat. De cele mai multe ori oamenii, când vorbim de izbucnire, de explozie, ne gândim la ceva rău, la catastrofal, la ceva care lasă în urmă momente complicate, la ceva care lasă în urmă atitudini ciudate. Eu eram copil și mi-aduc aminte că într-o predică, în biserica în care eu am crescut, fratele Moise Lucaci a avut și a folosit expresia asta despre cineva care a izbucnit, că a explodat și a pus povestea de explozie într-un perimetru bun. Și mintea mea a fost așa o fractură de logică, ca și copil. Am zis: bă, dar explozia de obicei produce pagube. O, dar explozia de obicei produce dezastru. În momentul în care cineva explodează în mulțumiri, izbucnește în mulțumiri, are o expansiune puternică în mulțumire, Dumnezeu va fi de fiecare dată glorificat. Iar în dreptul unui om care îl glorifică pe Dumnezeu, că dintr-o dată izbucnește în mulțumire, o, pentru acea viață Dumnezeu rămâne apărător. Pentru copiii dumneavoastră care dintr-o dată, când nu te aștepți, izbucnesc în câte o mulțumire și stai la un moment dat la masă cu alții, copilul are așa un 10 anișor, îi zice că nu se prea bagă el în discuții și la un moment dat începe să zică și să explodeze, să izbucnească într-o mulțumire și în discuția de acolo să-i prindă firul și să spună: o, mamă, ca a mea nu are nimeni, tată, ca al meu nu are nimeni, știți ce o să faceți? Bă, opriți-vă, care ceva de zis. Dintr-o dată o izbucnit într-o mulțumire în care să spună și să aprecieze și să aducă, dacă îmi permite, jertfa de mulțumire față de părinții care îi poartă de grijă. O, dragii mei, Dumnezeu așteaptă aceeași izbucnire. Noi ca și oameni, într-o societate în care oamenii izbucnesc într-un fel sau în altul, în care oamenii explodează în sensul rău al cuvântului, în care oamenii au expansiuni din alea ciudate, o, oamenii lui Dumnezeu, copiii lui Dumnezeu, să mai explodeze și să izbucnească în mulțumiri la adresa unui Dumnezeu glorios care ne poartă în carul lui de biruință, care își mai arată îndurarea față de noi și dintr-o dată să stai așa la un moment dat de vorbă cu cineva, să se ducă firul discuției că e greu, că e rău, că lucrurile nu merg bine, că parcă tot e un dezastru și tu să izbucnești în mulțumire, toată atmosfera de acolo să o schimbi și să spui: o, mulțumirile noastre spre un Dumnezeu care uită că ne mai ții, mulțumirile noastre înspre un Dumnezeu care încă ne mai dă, mulțumirile noastre înspre un Dumnezeu care încă își mai arată bunătatea față de noi și să se mai găsească oameni care să izbucnească în mulțumire dintr-o dată pe neașteptate. Uitați-vă la final de an, când la un moment dat spunem: vrem să aducem aici o jertfă de mulțumire înaintea Domnului, la mai ales așa poate în ultima zi a anului, haideți să mulțumim Domnului. O, în ultima perioadă, așa de puțin se înghesuie la asta. Și se uită Dumnezeu și spune: aveți atât de multe motive să izbucniți în mulțumire? M-am întrebat și vreau preț de câteva minute să ne uităm la câteva aspecte. De ce oamenii, în vremurile în care noi trăim, nu mai izbucnesc în mulțumire? Ba mai mult, ce trebuie să facem ca viața mea să poată să izbucnească în mulțumire înaintea lui Dumnezeu? Ascultați ce zice David. Psalmul 26 cu primul verset. Fă-mi dreptate, Doamne, căci umblu în nevinovăție. Viața trăită în sfințenie la adresa lui Dumnezeu, viața trăită în curăție, viața trăită în nevinovăție, te va pune într-o postură frumoasă în care să poți să-i mulțumești lui Dumnezeu pentru tot ce face pentru tine. Diavolul vrea să-i păteze pe oameni ca oamenii să nu poată să stea cu inima plină de mulțumire, ba mai mult de atât, oamenii să se ascundă și să nu poată să stea cu inima plină de mulțumire înaintea lui Dumnezeu, pentru că viața e undeva pătată.
Ca jertfa noastră de mulțumire să fie una constantă, ascultați-mă bine, care va aduce un efect formidabil. Biblia spunea, se amintea și în dimineața aceasta, cel mulțumitor are un ospăț necurmat, adică în fiecare zi, continuu, în orice moment, indiferent de situație, ca ospățul ăsta necurmat să rămână, ca omul să poată să izbucnească în mulțumiri la adresa lui Dumnezeu, ca inima lui Dumnezeu să fie mereu plină de bucurie când se uită la noi și mai apoi să-și pună privirile spre noi cu îndurare, cu purtare de grijă, ca să poți să ai izbucnirea asta de mulțumire. Viața trebuie trăită curat. Și mă rog din toată inima, Doamne ajută-ne la asta. Viața trebuie trăită în sfințenie față de Dumnezeu, fuga de păcat, îndepărtarea de păcat, îndepărtarea de fără de lege. Pentru că în momentul în care un copil vine acasă, pătat cu toate prostiile și știe că într-o zi mama și tata îl vor lua la întrebări, nu o să aibă chef să vină să-ți mulțumească, o să aibă doar o ieftină lingușală, care îți vei da seama, într-o astfel de lingușală ieftină, prima reacție a unui părinte va fi, ce ai făcut? Că deseori ca și oamenii cu viațile pătate vin înaintea lui Dumnezeu să spună, Doamne, îți mulțumim, știi, cu un fel de lingușală, și Dumnezeu se uită și zice, nu zic, ce ai mai făcut? Dar când viața e trăită în sfințenie, în curăție, în apropiere de Dumnezeu, jertfa asta mulțumirii care trebuie să ardă pe altar ajunge la tronul de milă și de îndurare a lui Dumnezeu, bucură inima lui Dumnezeu, mișcă inima lui Dumnezeu, pune Dumnezeu în acțiune toate resursele Lui, ca să vină să răsplătească unui om și să vină să se prezinte la jertfa de mulțumire a unui om. E atât de important în viață să luăm modelul ăsta lui David și o zis David așa, Doamne, eu umblu în nevinovăție. Ba mai mult de atât o zis David, Doamne, eu pot și să dovedesc asta. Pentru că aici un factor foarte important, zice David așa în versetul 2, cercetează-mă, Doamne, încearcă-mă, trecem prin cuptorul de foc, rărunchii și inima. Hai să facem o încercare, Doamne. Eu pot dovedi asta. Că atunci când vine un moment delicat, un moment ciudat, un moment greu, un moment care nu mi l-aș dori, o, Doamne, uite, eu rămân același, pot să mă încerci. Pentru că viața mea de mulțumire nu e o lingușală, viața mea de mulțumire e un stil de viață. Pentru că trăiesc frumos, pot să dovedesc asta în fiecare zi. Când eu îți spun îți mulțumesc frumos, ți-o spun dintr-o inimă sinceră și curată, nu dintr-o dorință de lingușală de moment. Pentru că jertfa noastră de mulțumire nu trebuie să fie doar astăzi. Pentru că jertfa noastră de mulțumire trebuie să fie în fiecare zi. Și pentru ca jertfa noastră de mulțumire să ajungă la tronul de milă și de îndurare a lui Dumnezeu, trebuie să fie o viață curată, care să se poată dovedi asta. Doamne, ajută-ne! Amin. Am mai întrebat eu, dar cum ar arăta totuși o viață a unui om care izbucnește în mulțumiri? Cum? Că să încep să strângi de nebun pe stradă, ar zice cineva, bă, ai luat o razna. Cum poți izbucni? Eu v-am mai spus câte ceva de pe aici. Mie nu mi-e greu să vă repet, dumneavoastră vă este de folos. Și ascultați-mă, o viață care izbucnește în mulțumire e o viață obligatoriu plină de bunătate. Cum poți să izbucnești în mulțumire? În momentul în care tu ești mulțumit de copiii tăi de acasă, ești mulțumit de faptul că învață, ești mulțumit de faptul că-s cu minți, ești mulțumit de faptul că se comportă frumos, ești mulțumit de faptul că nu te fac de râs, ești mulțumit de faptul că au bun simț, ești mulțumit de faptul că întotdeauna ți-aduc cinste și onoare. Cum poți să-ți arăți mulțumirea față de ei? Că să le spui toată ziua mulțumesc pruncilor că sunt de cei mai de treabă, să plictisești și ei la un moment dat. Cum poți să-ți arăți mulțumirea? Știți cum? Printr-o atitudine plină de bunătate. Izbucnește tata în mulțumire acasă în momentul în care e cu atitudine plină de bunătate în familie. Izbucnește mama în mulțumiri pentru tot ce Dumnezeu i-a dat în momentul în care viața e plină de bunătate în dreptul celor din jur. În momentul în care cineva trăiește o viață plină de bunătate și la un moment dat răspândește bunătate în jur, la un moment dat răspândește acea bunătate extraordinară, acea atitudine nu e altceva decât o explozie a mulțumirii înaintea lui Dumnezeu. Cum aș putea să mulțumesc, spune una din cântările pe care noi le cântăm, cum aș putea să-ți mulțumesc? Și Dumnezeu zice, uite așa, fii bun cu toți cei de lângă tine. Cum aș putea, Doamne, să-ți mulțumesc? Uite așa, izbucnește mulțumire, arată-ți bunătatea cu care Dumnezeu te înconjoară, în dreptul
celor de lângă noi. Întotdeauna mulțumirea aduce un sentiment de căldură, aduce un sentiment așezat, aduce liniște. Spuneți-mi dumneavoastră, când cineva stă într-un anume colectiv și e plin cu bunătate, ce aduce acel om în colectivul ăla? Liniște, aduce siguranță, aduce acea atitudine pe care n-ai vrea să o mai scapi din vedere, aduce acea atmosferă pe care ai vrea-o întotdeauna. Și omul când știe să răspândească bunătate ca dovada mulțumirii înaintea lui Dumnezeu pentru tot ce face pentru el, acel om îl arată pe cel atotputernic, seamănă cu Creatorul și Dumnezeu se simte atât de bine când cineva îi mulțumește printr-un stil de viață plin de bunătate. Și zic din toată inima, Doamne ajută-ne! Amen. Un alt mod în care trebuie omul să izbucnească după bunătate, să știți că e lauda la adresa lui Dumnezeu. Dacă cineva ne-ar întreba, mă, cum pot eu să izbucnesc mâine în mulțumiri? Eu v-aș spune acum să fiți foarte buni, foarte buni, extrem de buni, exagerat de buni. Să nu luați la un moment dat vorba aia populară românească urâtă, că dacă ești bun, ești luat de nu știu cum. Nu, nu e adevărată. Întotdeauna oamenii buni vor fi apreciați, întotdeauna oamenii buni îi vei vrea să iei pe lângă tine, întotdeauna oamenii buni au valoare, întotdeauna oamenii care își exprimă bunătatea, ți-e mai mare dragul să stai în jurul lor. Hristos a făcut asta. Uitați-vă la viața Domnului Iisus, s-a dus și a răspândit bunătate când alții au stat cu pietrele în mâini. Hristos s-a dus să se apropie de cei căzuți și prăbușiți, arătându-și bunătatea. Oh, ce glorioasă atitudine, plină de bunătate, mulțumindu-i Dumnezeului Tată că-i cu El în fiecare zi. Cu acea atitudine plină, plină de bunătate. Doi, să lauzi pe Dumnezeu. Ați mai auzit asta, dar nu ne prinde rău. Să lauzi pe Dumnezeu în fiecare zi, oriunde ești. Să lauzi pe Dumnezeu în piață, să lauzi pe Dumnezeu pe stradă, să lauzi pe Dumnezeu în orice context al vieții, să lauzi pe Dumnezeu, să-L glorifici pe Dumnezeu în fiecare situație a vieții. Știți ce spune la un moment dat Biblia, Psalmul 150? Hai să vă citesc de la versetul 1. Lăudați-L pe Domnul, lăudați-L pe Dumnezeu în locașul Lui cel Sfânt, lăudați-L în întinderea cerului unde se arată puterea Lui, lăudați-L pentru isprăvile Lui cele mari, lăudați-L după mărimea Lui nemărginită, lăudați-L cu sunet de trâmbiță, lăudați-L cu alăuta și cu harpa, lăudați-L cu chivale sunătoare, lăudați-L cu chimvale zângănitoare, tot ce are suflare să laude pe Domnul, lăudați-L. Și pune Biblia aici o mulțime de forme de a lăuda pe Dumnezeu. Lăudați-L cu tot ce sunteți, lăudați-L cu tot ce faceți, lăudați-L cu tot ce aveți, lăudați-L cu tot ce Dumnezeu ne dă. O, când cineva știe să laude numele lui Dumnezeu în fiecare zi și să ai puterea să spui, că asta e o laudă la adresa lui Dumnezeu, dacă va fi cu voia Domnului. Știți că asta e o laudă la adresa lui Dumnezeu? Îl lauzi pe El, pe Cel care deține controlul? Dacă Domnul va voi, și să te audă cei de lângă tine, că ai puterea să spui dacă Domnul va voi. Să te audă cei din casă, să te audă copiii, să te audă vecinii, că lauzi pe Dumnezeu cu tot ce ești. Noi când eram copii acasă, am făcut școala populară de artă, am fost 6 copii, 4 băieți și 2 fete, noi toți băieți am făcut pian și fetele au făcut vioară. Și deseori trebuia să repetăm pentru școala de muzică, dar ne era mai drag uneori să cântăm cântările de la biserică. Și atunci când vinea cineva la noi, era un moment super pentru mine, când vinea cineva la noi și se adunau neamuri de-a noastră, prieteni de familie din casă, undeva într-un bloc la etajul 4, cu un pian care a fost urcat pe scări cu o placă din aia de bronz, care transmitea o rezonanță prin toți pereții. Dacă noi cântam la pian, auzea vecina până la parter și până în blocul ăla alalt, așa se găseau atunci. Nu erau atunci pian electric ca să-l iei, să-ți bași căștile în urechi, era o pianină din aia grea, veche, grea. Când au urcat-o până la etajul 4, am zis, nu, asta mai pleacă de aici numai la răpire. Ori scos-o până la urmă, că nu mai are cine cânta la ea, dar în momentul ăla, când noi vineau cineva la noi acasă să fim împreună acolo la părinții mei în vizită, orice întâlnire se sfârșea cu câteva cântări. Și la un moment dat o vedeam pe mami că deschidea geamurile larg. Și eu îi ziceam, băi, ora 10,
Nu deschide geamul larg, că e ora 10, alții ar dormi, nu să vă audă pe voi cum cântați. Și într-una din zile, când eu vineam de la școală, mami stătea de vorbă cu tanti Nori, așa o chema pe vecina noastră. O zis, doamna Florica, am stat aseară până târziu și nu m-am pus în pat să dorm, v-am ascultat cât ați cântat cu cei care v-au vizitat, era aproape 12 noaptea, vă rog să nu uitați ce v-am spus, de fiecare dată să deschideți geamurile, să nu uitați ce v-am spus. Eu am auzit asta și m-am liniștit că mi-era rușine de vecini și am zis, bă, mama cu tata vor să facă evanghelizare din asta, serios, nu-i corect, am zis eu, e ora de liniște, dar de fapt era dorința vecinilor să poată să audă glasul lui Dumnezeu și laudele la adresa lui Dumnezeu. Și la un moment dat vecina noastră continua, vreau să vă spun ceva, atât de liniștită mă simt, atât de împlinită și de mulțumitoare înaintea lui Dumnezeu când aud cântările alea de laudă pe care voi le înălțați înaintea lui Dumnezeu. Mă simt atât de bine și de liniștită. Dragii mei, avem o sarcină. Să lăudăm pe Dumnezeul cel atotputernic. Să-L glorificăm pe Dumnezeul cel atotputernic. Pentru că, ascultați-mă bine, o inimă mulțumitoare în al treilea rând. Cât se poate de important, o inimă mulțumitoare în al treilea rând. Trebuie să nu fie niciodată o inimă ascunsă. Inima mulțumitoare trebuie să fie sfântă, trebuie să fie bună, trebuie să laude pe Dumnezeu și ascultați-mă, niciodată ascunsă. Inima mulțumitoare întotdeauna slujește în văzul tuturor. Inima mulțumitoare niciodată nu se bagă doar la ea în casă și închide ușile să nu mai vadă nimeni. Inima mulțumitoare întotdeauna va avea acea slujire văzută și de alții, va avea acel sentiment plin de bunătate împrăștiat și la alții, va avea acea atitudine caldă, arătată și altora. Inima mulțumitoare nu stă niciodată ascunsă. Și poate la începutul mesajelor noastre v-ați fi întrebat, bă, dar eu sunt mulțumitor, dar ne putem face o verificare în dimineața asta? Dacă viața noastră e trăită în curăție, atunci e adevărata mulțumire care se înalță. Dacă viața mea e plină de bunătate, e dovada unei trăiri în mulțumire. Dacă viața mea aduce laudă la adresa lui Dumnezeu, e dovada unei trăiri în mulțumire. Și dacă viața mea nu e ascunsă, cine aprinde lumina, zice Biblia, ca să o așeze sub obroc? Nimeni. Știți de ce Dumnezeu ne înconjoară cu a Lui bunătate? Să ne arătăm mulțumirea. Și să o arătăm și altora, să nu cumva să stăm ascunși. Diferite forme de a ne arăta bunătatea și mulțumirea, diferite forme de slujire. Îmi doresc să plecăm din locul ăsta, încă de la ora 12. De obicei noi ca predicator tot timpul punem de luni, de mâine să fim, nu, de astăzi, de la 12. Să fim oamenii care să ne arătăm mulțumirea și să nu stăm niciodată ascunși. Când Dumnezeu zice, mai am nevoie de un slujitor, într-un context în care nu se duce nimeni, inima noastră de oameni mulțumitori, să ieșim, dacă vreți, din cămara vieții, să spunem, Doamne, eu sunt ăla. Eu nu stau niciodată ascuns. Prin mine vreau să se vadă puterea lui Dumnezeu. Amen. E atât de bun Dumnezeu și ne pregătim să cântăm cântarea asta. Dar, dragii mei, vreau doar să vă duc cu gândul la un aspect pe care eu poate l-am mai spus aici. Cu siguranță l-am mai spus prin predici. Nu o să dau multe detalii pentru că familia despre care vă vorbesc acum au copii mari. Îi văd deseori pe rețele de socializare. Îi văd realizați, nu vreau să-i pun într-o situație delicată. Dar pentru mine a fost o lecție pe care nu o să o uit niciodată în viață. M-am dus la un moment dat, eram încă în Austria. Am venit aici în România doar într-un weekend de evanghelizare, în câteva zile, m-am întors înapoi în Austria. La un moment dat m-au cazat acasă la o familie. M-am dus acasă la familia respectivă, dintr-o cameră, nu știu, poate era 2x3. Au împărțit-o în două curii gips și dintr-o jumătate au făcut cameră pentru oaspeți. M-am dus să mă schimb și am auzit pe mama celor copii
N-avem numai două bucăți de brânză topită. Un pic de șuncă. Vă rog, nu veniți aici să cereți, ci să mâncați. Îi dăm la fratele Alin în seara asta. Vă rog, nu veniți pe aici. Bă, parcă în inima mea s-a întâmplat ceva. Am zis, dai cum? Unul din copii nu o să uiți strigătul ăla niciodată. Nici n-am știut de ce strigă. Am întrebat și-o pe alții. Bă, de ce? O zis, mami, unde e algocalminul? Am aflat mai târziu că atunci când n-aveau ce să mănânce, beau un algocalmin seara să nu-i doară capul peste noapte de la foame. I-am zis, mami, unde e algocalminul? Am ieșit? I-am zis, nu trebuie să mănânc. Eu nu mănânc seara, am zis eu. Nu trebuie, mulțumesc. Nu vreau să mănânc. Mâncați-vă. Ba, frate Alin, vă rog, vă rugăm. Am pregătit cu toată dragostea. Vă rugăm. Am venit acolo, eu strigam pe toți copiii. În mintea mea a fost o fractură de logică. Am zis, bă, la două bucăți de brânză topită, la două bucăți de șuncă și o pâine prăjită pe masă. Am zis, după ce îi cheamă? Că-s mulți, erau vreo șase. La un moment dat, zice, am chemat pe toți copiii să ne rugăm înainte. Să-i mulțumim lui Dumnezeu. Nu-mi vinea să cred, dar pentru ce? Pentru ce vă rugați? Pentru ce-i mulțumiți mai ales? Nu m-am putut răbda și am zis, dar pentru ce-i mulțumiți? Fratele cu capul plecat și cu ochii ridicați, așa cu uitându-se spre copiii care stăteau destul de zmeriți acolo. O zis, pentru bunătatea lui Dumnezeu. Și zice, copii, e bun Dumnezeu cu noi? Și o zis, da. Și am zis eu, băi, așa e dresat. Așa e o educație, zic că dacă doar e un predicator la ei în casă, trebuie să duc o vorbă bună de la ei din casă. Oi, bun Dumnezeu, o zis, stai că s-o și-o zis, da, e bun. L-am văzut deseori pe Dumnezeu că e bun, o continua fratele. Și-o zis, copiii, da, l-am văzut deseori că e bun. O zis, de-aia mulțumim, frate Alin, că Dumnezeu e bun. Ne-am rugat. La un moment dat, pentru că aveau câteva instrumente acolo, am zis, mie nu mi-e foame. Am luat eu o chitară în mână, nu prea știu să cânt la ea, dar i-am arătat la copilul ăla și eu două, trei acorduri care le-am știut, o zis, stai să vă arăt eu. Și a început să cânte. O trecut o jumătate de oră până i-a scos maică, s-a zis, mâine trebuie să plecați la școală dimineață. În care ori cântat cu mine copiii ăia, ori uitat și de foame. Toată noaptea m-am învârtit în pat, am vrut să mă duc la OMV să le cumpăr ceva. Dar au închis ușa și au scos cheia din ușă. Noaptea, când eu m-am dus pe hol să ies din casă, n-am putut să ies. Și am zis, n-ai cum, am zis, bă, eu dimineață o să fiu bunătatea lui Dumnezeu pentru ei. Și o să aduc aici tot ce găsesc eu printr-un supermarket, printr-un non-stop. M-am gândit, mă duc într-un pec, o cumpăr ceva. A doua zi, dis de dimineață, maică s-a mi-a pus aceleași brânze topite. Cu aceleași două bucăți de șuncă, cu o pâine prăjită. Și am zis, mulțumesc, nu mi-e foame. Am să plec. Și am plecat atât de dărâmat. Și am coborât scările de la etajul 3 ca să-mi duc bagajele la mașină. Fratele o coborât cu mine să mă ajute. Era ora 7 dimineața, copiii se pregăteau de școală. O mașină cu numere de Italia se învârtea în jurul blocului. Când l-au văzut pe fratele, ori frânat, au zis, frate, ne învârtim de o oră pe aici și nu știm unde stai. Nu mai știm exact. Noi venim, le-au spus localitatea, erau și ei în vacanță, în România veniți oamenii aia. Dumnezeu ne-a zis aseară să venim aici. Să-ți aducem câte ceva și noi am venit. Ori scos tot felul de plase, cu tot felul de bunătăți. Pentru care și câteva panetoane din alea bune. Am mai zis asta într-o predică și cineva m-a judecat pe Facebook. O zis, bă, ai dus să te-ai dus să mânci cu ei. Da! M-am dus să mânc un paneton din ăla cu ei. Nu de foame. Și de bucuria aia formidabilă că Dumnezeu a rămas bun. Am urcat tot sus. Ori urcat și frații ăia, ori urcat și tata copiilor. Am urcat și eu, frate Alin, dar te rog! Hai cu noi sus măcar la un paneton din ăsta bun. Am urcat sus, copiii ori înconjura masa. Mama lor a tăiat un paneton așa frumos, altul nu mai apucat să fie tăiat, că a fost rupt de ea mici în bucăți, cu zâmbetul pe buze.
în inima mea cu sentimentul ăla care mă gândeam că e și în inima lor. Și cu strigătul acelui tată de seara, e bun Dumnezeu cu noi. E bun. Același Dumnezeu a rămas și în generația asta. Același Dumnezeu bun e și astăzi, față de care merită să trăiești frumos și curat, ca și o dovadă a mulțumirii, că El e bun. Care merită să trăiești plin de bunătate, să fii oglindirea lui Hristos. Și să zic alții, uite așa arată și Hristos, ca și colegul meu, că e bun. Să trăiești cu laudă la adresa lui Dumnezeu și să mai coboară cerul în mijlocul laudelor tale, acolo unde Dumnezeu te așează. Și să zic alții, ce Dumnezeu mare are El. Oh, să mai fie acel slujitor care nu stai ascuns, care ai curajul să ieși de fiecare dată și să spui, eu sunt gata, ca dovada mulțumirii mele înaintea lui Dumnezeu pentru tot ce face Dumnezeu pentru noi. Vă mai mărturisesc ceva acum la final. Tot în perimetrul ăsta bunătății lui Dumnezeu. Deseori oamenii pe noi ne judecă, se uită la noi și spune, bă, sunteți îmbrăcați frumos, vă duc frații prin restaurante scumpe, aveți nu știu ce mașini. Foarte puțin știu luptele din spate. Că uneori, de n-ar fi bunătatea lui Dumnezeu arătată, poate la clipeala ochiului, lucrurile ar fi ciudate. Dar trebuie să vă mărturisesc în dimineața asta ca și o jertfă de mulțumire înaintea lui Dumnezeu. Că eu sunt dovada unui Dumnezeu puternic, bun, care m-a surprins de nenumărate ori, într-o manieră în care nu m-aș fi gândit niciodată, care m-a lăsat atât de uimit în felul cum a lucrat și cum lucrează, nu odată, nu de două ori, de foarte multe ori. N-aș putea să calc în picioare acest Dumnezeu niciodată. Indiferent de momentul vieții, am să lupt să-mi păstrez viața în curăție, ca Dumnezeu să fie mulțumit de mine. Am să lupt să-L laud pe Dumnezeu, indiferent de moment, ca Dumnezeu să fie mulțumit de mine. Am să arăt toată bunătatea de care sunt eu capabil, ca Dumnezeu să fie mulțumit de mine. Și chiar dacă unii ori nu-i tocmai ușor, n-am să vreau să stau ascuns în comoditate. Și chiar dacă uneori nopțile rămași pe nu știu unde, și chiar dacă uneori ajung acasă și ni se spune, ce facem? Și am venit într-o familie în care am sunat prin America să le rezolv niște probleme și acasă mă confrunt cu întrebarea eu și alții de multe ori, noi ce facem? Chiar dacă uneori viața are colțurile ei pe care nu e demn întotdeauna ca slujitor să le arătăm. De fiecare dată Dumnezeu rămâne același. Același Dumnezeu bun, același Dumnezeu plin de îndurare, care merită o viață plină de recunoștință trăită frumos prin sfințenie, bunătate, laudă și slujire. Doamne ajută-ne pe toți! Amin.